În România, caria dentară și complicațiile acesteia reprezintă principalul motiv pentru pierderea prematură a dinților, atât în cazul copiilor, cât și în cazul adulților. Principalele cauze sunt igiena deficitară acasă, o alimentație incorrectă, bogată în zahăr și lipsa accesului la serviciile stomatologice. Este frustrant să vezi copii de 3, 4, 5 ani că pierd toți sau aproape toți dinții de lapte după perioade lungi de durere. Este frustrant din cauza că aceste informații sunt făcute publice de foarte mult timp. Colegii mei stomatologi trag semnale de alarmă în media, pe rețele de socializare, dar în continuare pacienții se pare că nu au acces la informație. Alimentația trebuie să fie bogată în fructe și legume proaspete, care să necesite o masticație vigoroasă, astfel încât să se realizeze autocurățirea dinților. Periajul este obligatoriu de cel puțin 2 ori pe zi, cel mai important fiind periajul de seară. Alimentația trebuie să fie săracă în zahăr, săracă în carbohidrați, să nu dăm copiilor să mănânce produse de patiserie în exces. Mijloacele auxiliare de igienă, periajului dentar, cum ar fi folosirea ței dentare, folosirea dușului bucal, folosirea apelor de gură și acestea sunt obligatorii.